Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În cadrul acestei emisiuni, de cele mai multe ori am bucuria să vă prezint misionari români care lucrează în diferite zone ale Pământului la extinderea Împărăției lui Dumnezeu. Uneori însă, în cadrul acestei emisiuni, vă prezint diferite seminarii susținute de oameni ai misiunii, oameni cu o vastă experiență în lucrarea transculturală. În această zi vă propun să urmărim împreună mesajul pe care profesorul Don McCurry l-a adus în cadrul conferinței de misiune Romiscon, desfășurată la Valea Drăganului, conferință care a avut titlul Rolul Duhului Sfânt în misiune. Să urmărim împreună mesajul pe care acest om cu o experiență deosebită în misiune l-a adus participanților la conferința de misiune. Vă doresc vizionare plăcută. I've been asked to speak about the challenge of Islam tonight. Mi s-a cerut în seara aceasta să vorbesc despre provocarea pe care o aduce Islamul. And I mentioned earlier today about the 12 sons of Ishmael. Am vorbit dimineață despre cei 12 fii ai lui Ismael. If you had learned their names, you would recognize those names when they come up in prophecy. Dacă ați fi reținut, dacă ați fi învățat numele lor pe de rost, le-ați fi recunoscut apoi foarte ușor când citeați cărțile profetice. For example, Nebaioth is the first son of Ishmael. De exemplu, Nebaioth este primul fiu al lui Ismael. Those are the Nabatean people in early history. Ei sunt poporul nabateienii din istoria străveche. But the number two son was also very important. His name was Kedar. Al doilea fiu, de asemenea, unul important dintre ei este Kedoc. Now I'm not going to torture the seminary and Bible students. Nu vreau să vă torturez așa cum o fac la seminar când le predau studenților. Or the pastors. Știu, sau păstorilor. But where are these people mentioned in the Bible? Dar trebuie să vă întreb unde mai sunt menționat poporul acesta în Biblie? And what does the Bible say about them? Și ce mai are Biblia de spus despre ei? Well, I'll give you a clue. Vreau să vă dau un indiciu. If you get bored with my talking, you can look in the Bible. Când vă plictisiți cu mesajul meu, puteți să începeți să răsfoiți și Biblia. In Isaiah 42. În Isaia 42. In Isaiah 21. În Isaia 21. In Isaiah chapter 60. Și în Isaia 60. And we're going to come back to Isaiah 60 at the end of this presentation. Și la sfârșitul prezentării acesteia mă voi referi din nou la Isaia 60. I just want to give you a few historical facts in this time I have with you. Însă, în timpul acesta pe care îl petrec cu voi, vreau de asemenea să vă împărtășesc câteva detalii de ordin istoric. Islam is a post-Christian religion. Islamul este o religie care a urmat creștinismului, a apărut după creștinism. And it was born in this kind of a situation. Și a apărut în felul următor. The number one power in the world were the Greeks who lived in Turkey before it became Turkey. Puterea numărul unu în lume fuseseră grecii care au dominat în regiunea Turciei înainte ca Turcia să devină o țară în felul acesta. The number two power in the world was in Iran, which used to be called the Sassanid Empire. A doua putere mondială a fost în Iran, Imperiul cred că Salatit. And these people were fighting against one another for many years. Și popoarele acestea s-au luptat între ele timp de mulți ani. And in those days the Arabian people, the Arab people were not united. În vremurile acelea arabii, popoarele arabe nu erau unite, nu era un singur popor. So when you were getting ready to go to war, you would go to this tribe and you'd offer them money to fight for you or not to fight for the enemy. Așadar, când un grup vrea să pornească la război împotriva altuia, se ducea la alte triburi și fie că le dădea bani ca să vină să lupte alături de ei sau le dădea bani ca să nu lupte de partea dușmanului. Nobody respected these people. Nimeni nu avea respect pentru acele popoare. You could buy them. Îi puteai cumpăra. And it's in that situation where the rest of the world is making fun of you that an Arab prophet, false prophet, arose. Și în contextul acesta, când toate neamurile din jur îi disprețuiau, îi batjocoreau, din rândul lor a apărut un profet al arabilor.
Muhammad was born in about 570 AD. Un profet fals a spus adineauri care s-a născut în anul 570 după Hristos, Muhammad. And when he was 25 years old, as a successful businessman, he married his lady boss. La vârsta de 25 de ani, pentru că era un om de afaceri de succes, s-a căsătorit cu șefa lui. She was a widow. Era o văduvă. A rich widow. O văduvă bogată. Now, when you marry a rich widow, you have leisure time. You have free time. Dacă te căsătorești cu o văduvă bătrână, ai timp din belșug. Muhammad was born in a monotheistic family. Muhammad s-a născut într-o familie monoteistă. This is what they said. Și iată ce se spunea despre el. We are not Jews. Noi nu suntem evrei. We are not Christians. Noi nu suntem creștini. We go back to the religion of Abraham. Noi ținem direct de religia lui Avram. That was the group called minority people inside of Mecca. Era un grup minoritar în zona Mecca. And Muhammad used to think about the condition of his people. Și Muhammad obișnuia să mediteze cu privire la situația în care se afla poporul său. And outside the city were these caves at the base of the mountains. În afara orașului, la poala muntelui, erau niște peșteri. Oh, that's where the poets used to go to get in touch with the spirit to inspire their poetry. La peșterile acelea mereau deseori poeții ca să intre în contact cu spiritele care le inspirau apoi activitatea poetică. So Muhammad puts himself in the danger of being exposed to spirits. Și Muhammad, de bună voie, s-a expus acelor duhuri. And one day, a very large spirit being appears on the horizon. Într-o zi, un spirit foarte mare a apărut la orizont. And speaks down to Muhammad saying, recite. Și a vorbit lui Muhammad spunându-i, recită. In Arabic, that's ikra or kura. În limba arabă este cuvântul ikral sau mai precis verbul kural. From which we get the name of the book, Quran. De unde vine și cuvântul cărții lor, Coranul. Meaning the recitations, the collection of them. Însemnătatea cuvântului este recitările sau colecția de poezii. Muhammad was terrified by this spirit being. Muhammad a fost terifiat de ființa aceea spirituală. And then the spirit came halfway to him and said in a strong voice again, Iqra. Apoi spiritul acela s-a apropiat cu încă jumătate de distanță de el și a spus cu o voce puternică, Iqra. And Muhammad was more terrified. Muhammad a fost și mai îngrozit. And finally the spirit being came and began to choke him. În cele din urmă acea ființă spirituală a venit și a început să-l zugrume. And commanded him to recite. Și a poruncit să recite, să repete după el. Muhammad surrendered to that spirit. Muhammad s-a dăruit, s-a predat acelui duh. Who was that spirit? Cine era duhul acela? Was it the Holy Spirit? Era Duhul Sfânt? No way. Nici vorba. How do you know? De unde știm asta? Because we have the collection of what the Spirit said to Muhammad. Pentru că avem de asemenea păstrată până astăzi acea colecție de mesaje pe care Spiritul i le-a dat lui Muhammad. Now, if you are a student, I want to tell you this. Și dacă sunteți studenți, vreau să rețineți lucrul acesta. What I just shared did not come from a Western source. Ceea ce eu v-am împărtășit nu vine din sursele occidentale. This came from two Muslim Arab historians. La originea acestor informații sunt doi istorici musulmani. The first was named Ibn Ishaq. Primul dintre ei este Ibn Ishaq. And that work of Ibn Ishaq was revised by Ibn Hisham. Și lucrarea scrisă de Ibn Ishaq a fost apoi revizuită de Ibn Hisham. And they lived, of course, about 100 years or 200 years after Muhammad. Acești istorici au trăit cu la 100 și celălalt la 200 de ani departare de Muhammad. Remember, they are Muslim. Amintiți-vă, oamenii aceștia erau musulmani. And they told this story. Și ei relatează astfel evenimentele. We didn't make it up from the West. Nu e o invenție din Occident. This work was translated into English in 1955. Lucrarea aceasta a fost tradusă în limba engleză în 1955. And you can read the life of Muhammad
from these Arab Muslim historians. Și poți să citești viața lui Mohammed după istoria scrisă de acești istorici musulmani. After this experience, Mohammed ran home to his wife and he said, "I think I am possessed by a jinn." După ce a avut experiența aceasta, Mohammed a mers de îndată la soția sa acasă și a spus, "Cred că sunt posedat de un jin." Jinn is the Persian word for demon. Cuvântul jinn este varianta persană a cuvântului demon. Now his wife was a nominal Christian. Soția sa era o creștină nominală. And she had a Christian relative, a monk. Și ea avea o rudă, un creștin care era călugăr. She was alarmed at what her husband said. Și a fost foarte alarmată de ceea ce a spus soțul. She called this Christian monk. Așa că l-a chemat pe acel călugăr creștin. And together his wife and this Christian monk listened to Muhammad tell the story. Și împreună soția sa, împreună cu călugărul acela creștin, l-au ascultat încă o dată pe Mohammed relatând întâmplarea. And these two people persuaded Mohammed that was the angel Gabriel. Și aceste două persoane au insistat și l-au convins pe Mohammed că e vorba de îngerul Gabriel. Remember, that's not what Muhammad said. Țineți minte însă că nu astfel a relatat Mohammed experiența lui. He said, "I think I am possessed by a demon." El a spus, "Eu cred că sunt posedat de un demon." And if some of you have worked with demon-possessed people, you know one of the symptoms is choking. Unii dintre voi care ați avut experiențe lucrând cu oameni demonizați, ați văzut că una dintre simptome este aceea că ei sunt sugrumați, nu pot respira. Finally, Mohammed believed his wife and Warqa bin Nawfal, the monk. În final, Mohammed a crezut ceea ce a spus soția sa și călugărul acela, fratele, a spus și numele. And today, all Muslims will tell you the angel Gabriel appeared to Muhammad. Și până astăzi, toți musulmanii vor insista spunând că arhanghelul Gabriel i s-a arătat lui Mohammed. The early Muslim biographers did not say that. Însă biografii de la început care au scris despre Mohammed nu au relatat astfel lucrurile. This came later. Adăugirea aceasta este mult mai târzie. In the beginning, Muhammad wanted to reform the Arab people. La început, intenția lui Mohammed a fost să reformeze poporul arab. Because the tribes were always fighting with one another and killing all the men. Pentru că triburile acelea erau în continuu în război între ele, își ucideau reciproc bărbații. There were not enough men to marry all the women. Era o situație în care nu mai erau bărbați care să se căsătorească cu femeile care au rămas văduve. So when a little baby girl was born, they killed the baby girl. Așa că se ajunsese la punctul în care dacă se năștea o fetiță, să o omoare. And Mohammed said, "That's not right." Mohammed și-a spus, "Nu e bine ce facem." He also, in the beginning, was an honest man. De asemenea, la început, el a fost un om foarte cinstit. And he spoke against the corruption of the businessmen. Și a vorbit împotriva corupției care era între oamenii de afaceri. And he was a monotheist. El era monoteist. And he spoke against idolatry. Și a vorbit de asemenea împotriva idolatriei. And there were all kinds of idols there in Mecca. Și în vremea aceea la Mecca erau tot felul de idoli. So far this looks really good. Așadar, până la punctul acesta lucrurile arătau destul de bine. Then he tried to persuade the Christians and the Jews to believe in him. După aceasta, el și-a pus în gând să-i convingă pe creștini și pe iudei să creadă în el. How do you do that? Și cum poți face asta? Well, he would sit with the Jews and he would listen to the stories that they told, not from the Bible, but from the Talmud, the Mishnah, the Midrash. El și-a făcut timp să stea de vorbă cu evreii, să asculte povestirile pe care aceștia le relatau, dar nu din Biblie, ci din Talmud, din Mishnah și din Midrash. And then he would talk to the Christians. Apoi, Mohammed stătea de vorbă cu creștinii. Who were they? Cine erau creștinii? They were heretical Christians, heretics. Erau grupările eretice. They had some doctrinal heresies. Oameni care erau într-o confuzie din punct de vedere doctrinar. They even had false gospels. Aveau chiar evanghelii false. The gospel of Philip. Evanghelia după Filip. The gospel of Thomas. Evanghelia lui Toma. You probably never heard of them. Probabil că nici n-ați auzit de evangheliile acestea. But he got his information not from the Spirit of God. Dar el prelua informațiile acelea nu de la Duhul lui Dumnezeu.
But under the prompting of an evil spirit, și sub influența celui duh rău, he began to collect these stories from the Jews and the Christians. A început să colecteze toate aceste istorisiri auzite de la evrei, de la creștini. And some of it is true. Și unele părți din ele sunt adevărate. And some of it is really, really bad. Iar alte părți sunt de îndoasele, nu se potrivesc. In my language, we have a little proverb that goes like this. Noi avem un proverb care sună în felul următor. You have to use a little truth to make a big lie. Pentru a face o minciună foarte mare și bună, trebuie să folosești și puțin adevăr. And if you can remember that, it will help you to understand the good things, quote, the good things in the Quran. Și dacă țineți minte proverbul acesta, el vă va ajuta să înțelegeți în ghilimele spus de ce sunt unele lucruri bune în Coran. Muhammad died at the age of 62. Muhammad a murit la vârsta de 62 de ani. He had united the Arabs. Reușise să unească triburile arabe. He had given rules for how to run the community. A stabilit reguli după care să funcționeze comunitatea lor. He really did a fantastic thing in terms of the world. A făcut din punct de vedere omenesc o lucrare fantastică. But when he died, he was not ready to die. Însă când a murit, încă nu era pregătit ca să moară. He had no provision for a successor. Nu pregătise un succesor. And all of his oral sayings had not been totally collected and organized. Și toate cuvântările sale, toate rostirile sale care erau doar verbalizate până atunci, nu fuseseră scrise și colectate la oaltă. So Abu Bakr was his father-in-law. Abu Bakr era socrul lui Muhammad. Muhammad married Abu Bakr's 6-year-old daughter. Muhammad s-a căsătorit cu fiica lui Abu Bakr care avea 6 ani. Aisha. Aisha. And he consummated that marriage with sex when she was 9 years old. Și el a îndeplinit acea căsătorie prin relație sexuală când ea a împlinit 9 ani. So Abu Bakr became the successor to Muhammad. Abu Bakr a devenit după moartea sa succesorul lui. And he commanded a young man collect all the sayings of Muhammad. Și el i-a poruncit unui tânăr să colecteze tot ceea ce rostise Muhammad. And put them in a book. Și să le așeze sub forma unei cărți. Zayd ibn Thabit was the man who did that. Și omul acesta care a făcut se numea again? Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit. You're a missionary to Arabia right now. Deja spune că sunt bun de misionar în Arabia. Okay. Mi se rupe limba, da. The Quran is organized in a very strange fashion according to Western thinking. Coranul este organizat într-un mod foarte ciudat dacă este să-l judecăm după valorile vestice. You and I have been trained to think logically. Noi am fost instruiți ca să gândim logic. We think in terms of chronology, chronological history. Noi gândim în termenii cronologiei atunci când studiem istoria. The Quran is organized completely differently. În timp ce Coranul este structurat într-un mod complet diferit. The most important things are put first. Cele mai importante lucruri sunt puse la început. And the less important things are put at the end. Și lucrurile cele mai puțin importante sunt plasate la sfârșit. What was most important to the Muslims? Ce era cel mai important pentru musulmani? Their creed. Crezul. Then the organization of their community. Apoi modul de organizare a comunităților lor. So in the beginning of the Quran you get all these rules and regulation about how to live. Așa că la începutul Coranului sunt liste de reguli și rânduieli după care trebuie să trăiască oamenii. About how to treat your wives. Despre cum să tratezi soția. About how to relate to non-Muslims. Cum să relaționezi cu nemusulmanii. And at the back of the Quran you get all of these praise verses about God the Creator. Și apoi la sfârșitul Coranului urmează versetele de glorificare a lui Dumnezeu Creatorul. If you don't know this, dacă nu înțelegi asta, and you try to read the Quran, și încerci să citești Coranul, you'll go crazy. O să o iei razna. It won't make sense. Pentru că n-are nicio logică. And you might do what I did. Și poate că o să ajungeți să faceți ce am făcut și eu. I said this is rubbish. Am spus, asta e un gunoi.
And I threw it in the trash. Și l-am aruncat efectiv în coșul de gunoi. I was a young Christian. Eram un creștin tânăr pe atunci. I said I don't know the Bible well enough. Și am zis, eu nu știu Biblia încă bine. Why should I waste time on that trash? De ce să-mi pierd vremea cu gunoiul ăsta? I had to fail as a first-term missionary. Și asta a făcut să eșuiez în primul meu termen ca misionar. In Pakistan. Când am mers în Pakistan. In 4.5 years I did not see personally a single Muslim come to Jesus. În 4 ani și jumătate nu am reușit să văd măcar un singur musulman care a venit la Isus prin slujirea mea personală. I was very triumphalistic. Începusem, am abordat lucrurile foarte triumfalist. I was very proud. Eram foarte mândru. I knew that we are superior to them. Eu știam că noi suntem superiori față de ei. And I had to humble myself. Și a trebuit să mă smeresc. And I had to say, how do you get inside of a Muslim brain? Și apoi a trebuit să mă întreb, cum pot să pătrunz în gândirea, în creierul unui musulman? Finally, I had to begin to read the Quran to see what is it that molded the Muslim mind. Și în cele din urmă m-am apucat să citesc din nou Coranul ca să văd care sunt lucrurile care au modelat sistemul de gândire al musulmanului. And as I did that, I was surprised at how many Bible characters I found in the Quran. Și făcând aceasta, am fost surprins apoi să văd cât de multe personaje biblice se regăseau și în Coran. There are 25 Bible characters mentioned in the Quran. Sunt 25 de personaje din Biblie care apar și în Coran. Now you will not recognize those names when you read it in Romanian. S-ar putea să nu recunoașteți numele acelea dacă citiți Coranul în traducerea românească. Unless your translator was a scholar of Arabic. Decât dacă traducătorul a fost un erudit în limba arabă. So in order to help you, I have given books to my brother here, Gita, who will share all of this with you in due time. Așa că pentru a vă ajuta să deslușiți numele acelea, ați văzut că de dimineață i-am oferit niște cărți fratelui Ghiță care le va face disponibile tuturor la vremea potrivită, spune fratele. Okay, there's one thing I want to share about these Bible, these Old Testament Bible characters. Dar este un lucru pe care aș vrea să vi-l împărtășesc cu privire la personajele din Vechiul Testament care sunt menționate acolo. Remember, Muhammad is trying to get people to believe in him. Țineți minte, Muhammad încerca să-i convingă pe oameni să creadă în el. He tells the story of Adam and Eve. El le spune povestea despre Adam și Eva la început. It's a different version. Este o versiune diferită. And in the end, it says God put clothes on them. Și în final, Mohamed spune, Dumnezeu i-a acoperit cu haine. What's wrong with that? Ce nu e în ordine în formularea asta? Do you know the Bible? Știți ce spune Biblie? Oh, the speakers are experts. They're not allowed to talk. Văd că vorbitorii sunt pe fază. Spune cu voce tare, frate Simi. Fratele Simi zice că n-are voie să vorbească. Trebuie să-i torturăm pe cei din sală cu întrebări. Look, I want you to learn the word of God, okay? Eu vreau ca toți să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? In the Bible it says God covered them with the skins of animals. În Biblie spune că Dumnezeu i-a acoperit cu piei de animale. You have to kill an animal to do that. Pentru a-i acoperi, trebuia să omori un animal. You have to sacrifice an animal. Trebuia să jertfești un animal. You have to shed blood. Trebuia să vergi sânge. And when you read the book of Revelation in chapter 13 verse 8, în Apocalipsa 13 cu 8, you read about the lamb that was slain from the foundation of the world. Se vorbește din nou despre mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii. I hope you'll think about that. Sper că veți medita la aspectul ăsta. I hope you'll be troubled by it. Sper că you'll be troubled by it. Sper că versetul acela vă va frământa. I hope it will make you become a good student of the Bible. Și asta vă va face să fiți preocupați de a studia în profunzime cuvântul. Then you get to the story of Cain and Abel. Apoi ajungem la istoria despre Cain și Abel. And Muhammad said they each brought an offering to God and he liked one and not the other. Și Muhammad spune că unul a adus o jertfă la Dumnezeu și celălalt lui Dumnezeu i-a plăcut de unul și nu de celălalt. What's wrong with that? Ce nu funcționează, ce nu e în ordine aici? What does the Bible say? Ce spune Biblia? Abel brought the fat of lambs. Sorry? Abel brought the fat of lambs. Că Abel a adus grăsimea mieilor. He killed an animal. El a ucis un animal. He
sacrificed an animal. A adus o jertfă dintr-un animal. He shed blood. A vărsat sânge. Because he learned that from his mother and father and told them about God. Învățase de la mama sa și de la tatăl său care i-a spus ce a făcut Dumnezeu. Not in the Quran. Asta nu veți găsi în Coran. Then you get the story of Noah. Apoi ajungem la istoria lui Noe. In the Quran it says Noah brought two of every kind of animal into the boat, into the ark. Și apoi Coranul spune Noe a adus în corabie două animale din fiecare soi care exista. What's wrong with that? Ce nu-i în ordine aici? What does the Bible say? Ce spune Biblia? A pair, male and female. Okay, what else? Ce altceva? Seven pairs. He brought seven more clean animals and birds for the burnt offering after the flood. A mai adus și animale curate, niște perechi care erau pregătite să fie jertfite după potop. Finally, you get the story of Abraham. Ajungem și la istorisirea despre Avram. There's only one story of sacrifice in the Quran about Abraham. În Coran veți găsi doar o singură relatare a jertfei, a unei jertfe pe care a adus-o Avram. It's when God asked him to sacrifice his son Isaac. Este momentul în care Dumnezeu i-a cerut să-l sacrifice pe fiul său Isaac. In the Quran, it does not tell you the name of the son. Însă Coranul nu spune cum îl chema pe fiul său. Și astăzi musulmanii spun că Avram l-a sacrificat pe Ismael. And they put an interpretation on the story. Și chiar vin cu o interpretare, cu o tălmăcire. God was testing Abraham and Ishmael to see if they are good Muslims. Dumnezeu de fapt testa să vadă dacă Isaac și Ismael sunt buni musulmani. And we don't have time to go there tonight. Tipul nu ne permite să mergem în direcția aceea. But what do you know about Abraham? Dar ce știm noi despre Avram? How many times did he build an altar and offer burnt offering for sin? De câte ori n-a construit el altare și n-a adus el jertfe acolo pentru ispășirea păcatelor? If you don't work with Muslims, you don't care. Dacă nu lucrezi între musulmani, nu meditezi la chestiile astea, nu te interesează. But when you start to work with Muslims, these little details are very important. Dar când lucrezi între musulmani, detaliile acestea devin foarte importante. Six times Abraham built altars and offered burnt offering for sin. De șase ori ne se spune în Biblie că Avram a construit altare și a adus pe ele jertfe pentru păcat. Then you get to Moses. Apoi ajungem la Moise. There are at least 10 different kinds of sacrifices mentioned in the law of Moses. Sunt cel puțin 10 tipuri de jertfe diferite menționate în legea lui Moise. There's not one mentioned in the Quran. Nici măcar una dintre ele nu este pomenită în Coran. Then you get to John the Baptist. Apoi ajungem la Ioan Botezătorul. And Muhammad says a couple nice things about John the Baptist. Muhammad zice câteva lucruri drăguțe despre Ioan Botezătorul. But he doesn't quote him. Dar nu-l citează pe Ioan. What did John the Baptist say? Care a fost mesajul lui Ioan Botezătorul? Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Then you get to Jesus. Și ajungem apoi la Isus. And what do you read about Jesus? Ce scrie despre Isus? He was put on the cross. Că a fost pus pe cruce. And God rescued him. Și Dumnezeu l-a salvat, l-a izbăvit. He took him alive to heaven. El l-a luat, l-a dus înviat în ceruri. Jesus did not die on the cross. Isus nu a murit pe cruce. Someone else who resembled him did. Ci altcineva care semăna cu Isus a murit acolo. What do you make of all of this? Ce să înțelegi din toată povestea asta? In a way, I've done your homework for you. Pe undeva v-am făcut deja tema acasă. In Hebrews 9:22. În Evrei 9:22. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Fără devărsarea sângelui, nu este iertare de păcate. Muhammad surgically removed every reference to blood. Mohamed a făcut o chirurgie în fiecare istorisire biblică și a extirpat de acolo orice mențiune la sânge și la jertfă care se găsea în Coran. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. As 1 John 1:7. Asta spune în 1 Ioan 1:7.
Pastor Simi is exhorting you to learn the word of God. Frate Simi, te încurajez să predici, să predai cuvântul lui Dumnezeu. Jesus said man shall not live by bread alone. Isus a spus omul nu trăiește doar cu pâine. But by every word that comes out of the mouth of God. Și prin fiecare cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. That's in Deuteronomy. Asta citim în Deuteronom. And Jesus quoted it in Matthew 4:4. Și Isus a citat acel text din Deuteronom. How are you doing? Cum stăm noi? Are you living by every word that comes out of the mouth of God? Prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu? If you don't remember anything else about my visit, remember that. Dacă nu o să țineți minte nimic altceva din călătoria mea, măcar lucrul ăsta să-l țineți minte. You shall live by every word that comes out of the mouth of God. Trebuie să trăim prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Amin. In this summary of the Quran so far, în rezumatul pe care l-am făcut până acum cu privire la Coran, I have showed you that Muhammad was absolutely opposed to everything that God was trying to teach. V-am arătat că Mohamed a fost pe de-a dreptul împotriva tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu voia să le transmită, să ne le ofere ca învățătură. And when he mentioned all these Bible characters in the Old Testament and the New, și ori de câte ori el menționa aceste personaje biblice din Vechiul sau din Noul Testament, he's saying, "Oh, I know about Abraham. I know about Moses. Trust me." El spune, eu știu cum a făcut, cum a lucrat Avraam sau Moise. Aveți încredere în mine. He was laying the groundwork, the foundation for deception. El punea de fapt o temelie, defrișa un teren pentru înșelăciune. And then we get to the material on Jesus. Și ajungem apoi la textele care vorbesc despre Isus. There's good material and bad material. Există și lucruri bune și lucruri rele. I'm going to tell you the good material. Am să vă spun care e partea bună. Then I'm going to ask you, is that the gospel message? Și apoi am să vă întreb dacă acesta este mesaj biblic, evanghelic. Jesus could raise the dead. Isus putea să învie morții. Jesus could give sight to a man born blind. Isus putea să dea vedere unui om născut orb. Jesus could heal lepers. Isus putea vindeca leproșii. Jesus could make clay birds and breathe his spirit into them and they came alive and flew away. Isus putea să modeleze păsări din clay, din pământ și apoi să sufle peste ele Duhul Său și ele să zboare. Jesus was among the righteous people. Isus era printre cei neprihăniți. Jesus was among those closest to God. Isus era dintre cei mai aproape de Dumnezeu. He was a prophet. El era un profet. He was an apostle. El era un apostol. He was a warner. He warned people. El era o persoană care avertiza, care mustra poporul. He was a sign to all people. El era un semn pentru toate popoarele. There are actually 25 ideas like this about Jesus in the Quran. De fapt, în Coran o să găsiți vreo astfel 25 de idei referitoare la Isus. Is that the gospel message? Sunt acestea un mesaj biblic? Da sau nu? Yes, no, no way. Nici vorbă. What is the heart of the gospel message? Ce este în centrul mesajului biblic? Jesus died for our sins according to the scripture. Isus a murit pentru păcatele noastre după scripturi. He was buried. El a fost îngropat. He rose again from the dead according to the scripture. A înviat din nou dintre cei morți în conformitate cu scriptura. That's the heart of the gospel. Aceasta este inima evangheliei. He paid the penalty for sin. El a plătit pedeapsa pentru păcat. He broke the power of sin. A frânt puterea păcatului. He conquered death. A biruit moartea. He disarmed Satan. L-a dezarmat pe Satana. That's the heart of the message, and the Quran totally denies every point. Aceasta este inima Evangheliei și cu toate astea Coranul neagă rând pe rând toate aspectele astea ale Evangheliei. Now don't be deceived. Nu vă lăsați înșelați. Maybe there could be an unsaved man here this week. Poate că săptămâna aceasta s-ar afla printre noi o persoană care nu e mântuită încă. And maybe he could look out the window and write a poem about the wonderful creation. Și poate că persoana aceea s-ar uita la un moment dat pe fereastră și ar scrie o poezie despre frumusețea creației. How God made the trees. Cum Dumnezeu a făcut pomii. How he made the flowers. Cum a făcut florile. The birds. Păsările. The butterflies. Fluturii. How he brings the rain. Cum el face să plouă. How he makes rivers. Cum el face râurile.
The natural man can do that. Firea, omul natural poate să facă asta. Muhammad was a natural man. Mohamed era un om obișnuit, un om natural. I've worked with Muslims for more than 50 years. Lucrez cu musulmanii de mai mult de 50 de ani. I've had hundreds of Muslims try to convert me to Islam. Și știu sute de musulmani care au încercat să mă convertească pe mine la Islam. And how do they do that? Și de unde am știut asta? Don, your religion is impossible. Sorry. Your religion is impossible. Don, religia ta este una imposibilă. And they quote the Bible. Și citau din Biblie apoi. They quote Matthew 5:28. Citau din Matei 5:28. If a man looks at a woman and lusts after her in his heart, he's already committed adultery with her. Dacă un om se uită la o femeie și poftește în inima lui, deja a comis adulter. And what does a Muslim say? Și ce spune un musulman cu privire la asta? That's impossible. E imposibil. God made us sexual. Dumnezeu ne-a făcut ființe sexuale. We're supposed to think sex. Noi suntem creați pentru a simți în felul acesta. Dan, come to Islam. Dane, vino la Islam, îmi spunea. God understands you. Dumnezeu te înțelege. You can have four wives at one poți time. Poți să ai patru neveste în același timp. You can divorce them if you need to. Și dacă e cazul, poți să divorțezi de una. You can conquer other people. Poți să te duci la alți oameni. You can have mistresses. Poți să ai și amante. You can have slave girls. Poți să ai sclave, fete. Islam is for the natural man. Islamul este religia omului natural. They quote another passage of Jesus. Apoi citează un alt verset de la Isus. If somebody slaps you on one cheek, turn the other. Dacă cineva te pălmuiește pe un obraz, întoarce-l pe celălalt. What does a Muslim say? Ce are de spus musulmanul aici? No man would ever tolerate that. Niciun bărbat nu trebuie să permită așa ceva vreodată. The other man would kill you. Sorry? The other man would kill you. Celălalt trebuie să-l omoare. They say only a woman would let you slap the other cheek. Numai o femeie poate să întoarcă și celălalt obraz. Dan, come to Islam, the religion of the natural man. Vino la Islam, la religia omului natural. Satan is behind Islam. Satana este în spatele Islamului. Do not be deceived by beautiful talk. Nu vă lăsați înșelați de discursurile lor frumoase. Do not be deceived by beautiful poetry. Să nu fiți amăgiți de frumusețea poeziilor lor. I know of missionaries that I've been working with who are deceived. Eu cunosc misionari cu care am lucrat și care au fost amăgiți. They read the passages where Muhammad is talking about the power of God in creation. Ei citesc pasajele în care Muhammad vorbește despre puterea lui Dumnezeu în creație. And they say, "Oh, the Quran is partly inspired." Și spun, uite, Coranul are cel puțin părți care sunt inspirate. No, it isn't. Nu e adevărat. The natural man can see that. Orice om natural poate să vadă lucrurile la fel. Romans 1 says because the natural man sees that, that's why he is going to be condemned. Și în Romani în capitolul 1 ni se spune tocmai pentru că omul natural vede lucrurile acestea din creație, el va fi tras și la răspundere în final. I pray that you will engage with Islam. Mă rog ca voi să intrați în interacțiune cu Islamul. And I pray that you will not be proud and stubborn the way I was. Și să nu fiți mândri sau încăpățânați cum am fost eu. That you will want to learn how Muslims think. Și să vă doriți să învățați care este modul de gândire al musulmanilor. And you will want to find a way to get inside of their brain. Și să vă doriți să găsiți o modalitate de a pătrunde în mintea, în creierul lor. We teach people how to do that. Noi îi învățăm pe oameni cum să facă asta. And one of the books that I gave our brother here is called Stepping Stones to Eternity: Jesus from the Quran to the Bible. Și una dintre cărțile pe care le-am dat fratelui Ghiță este intitulată Pietre pe care pășim înspre eternitate, Isus din Coran și din Biblie. How does that work? Cum funcționează cele două? Well, let's take one of these good things about Jesus. Haideți să luăm de exemplu unul dintre aspectele alea în ghilimele bune din Coran referitoare la Isus. Jesus could raise the dead. Isus putea învia morții. It's mentioned two times in the Quran. De două ori este pomenit lucrul ăsta în Coran. And there's no story. Și nu este nicio povestire care să dezvăluie mai mult. Muhammad is just trying to persuade you, he knows what it is and he moves on. Muhammad doar încearcă să îndemne pe oameni să creadă că el știe cum stau lucrurile și apoi merge mai departe. So what are you going to do? Ce faci tu în situația asta?
Well, let's call our Muslim friend Abdullah. Haideți să spunem că avem un prieten musulman pe nume Abdullah. Abdullah, I've been reading your holy book, the Quran. Abdullah, eu am citit cartea voastră sfântă, Coranul. I read that Jesus could raise the dead. Am citit că Isus putea învia morții. But there's no story. Dar nu văd vreo povestire care să ilustreze. And in the Quran it says if you want to know more, go to the people who had the ancient book before you. Și în Coran este un verset care spune dacă vrei să cunoști mai multe, du-te și stai de vorbă cu poporul care are cartea străveche dinaintea ta. Muhammad never saw this book. Mohamed însuși n-a văzut niciodată cartea asta. And he thought that what the Jews and the Christians were telling him was in this book. Și el s-a gândit că tot ceea ce i-au spus iudeii și creștinii mai târziu era exact în conformitate cu cartea noastră. 19 times in the Quran he says go to this book. De 19 ori Mohamed spune în Coran, mergeți și studiați cartea aceea. One time he says, you Christians have no ground to stand on if you don't stand on the gospel. La un moment dat Mohamed spune, voi creștinii nu aveți niciun fundament dacă nu puteți baza ceea ce afirmați pe Scriptură, pe Evanghelie. We use those passages. Noi folosim pasajele acelea. To get the Muslim out of the Quran and into the Bible. Pentru a face pe musulman să iasă din Coran și să pătrundă în mediul biblic. Okay, all you pastors, how many times did Jesus raise somebody from the dead? Okay, frați păstori, acum, de câte ori Domnul Iisus a înviat pe cineva dintre morți? 3 times. 3 ori. Which story are you going to choose to talk to a Muslim? Pe care dintre cele 3 istorii o veți alege pentru a discuta cu prietenul musulman? The 3 stories are all quite different. Toate cele 3 sunt diferite, destul de diferite între ele. You're going to go to John 11. Mergem la Ioan 11. And I'll tell you why as we talk. Și o să vedeți imediat de ce ne referim la istorisirea asta. This is the story of the raising of Lazarus from the dead. Este istorisirea învierii lui Lazar dintre cei morți. And Jesus knows Lazarus is going to die and he doesn't rush over there to save him. Iisus știa că Lazar urmează să moară și cu toate astea nu se grăbește ca să vină în ajutor și să îl vindece. He lets him die. Și lasă să moară. Because he's going to show the glory of God. Pentru că urma să arate gloria lui Dumnezeu. So Martha, when Jesus finally arrives at her village, Martha is angry with him. Marta, când Isus în cele din urmă ajunge în satul lor, este supărată pe Isus. Master, if you had been here, this wouldn't have happened. Dacă ai fi fost aici, nu s-ar fi întâmplat una ca asta. And she says, "We know you are the Messiah." Și ea spune, noi știm că tu ești Mesia. And Messiah is mentioned 11 times in the Quran. With no explanation. Și cuvântul Mesia apare de 11 ori în Coran și de data asta la fel nu este nicio explicație. But Martha says something more. Dar Marta adaugă ceva. We know you are the Messiah, the Son of God. Știm că tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu. And Muhammad said God has no son. Muhammad spune Dumnezeu nu are fii. How could he have a son? Cum ar putea să aibă un fiu? He doesn't have a wife. El n-are nevastă. God is not like that. Dumnezeu nu e așa. Why are you calling Jesus God's son? De ce îl numiți voi pe Iisus Fiul lui Dumnezeu? Are you ready to talk to a Muslim about this? Sunteți pregătiți ca să vă angajați într-o conversație cu un musulman pe tema asta? Please go to Ghiță, he'll tell you now. He vă rog, has the books. Să stați de vorbă de acum cu Ghiță, el este expertul, are cărțile, vă ajută el de acum. I'm putting him on the spot. Vreau ca să-l pun la colț acum pe Ghiță. So these books will come into Romanian and help you. Încât cărțile acestea să fie traduse în română și să vă fie de folos. Also in John 11 Jesus said I am the resurrection and the life. De asemenea în Ioan 11 Iisus spune eu sunt învierea și viața. Whoever believes in me though he die yet shall he live. Oricine crede în mine chiar dacă va fi murit va trăi. That is like a bomb going off in the Muslim brain when he reads it for the first time. Pasajul acesta este ca o bombă care explodează în mintea unui musulman când citește textul acela. And finally Jesus is standing in front of the tomb. Și final Iisus se așează în fața mormântului. What is the first word out of his mouth? Și care este primul cuvânt pe care îl rostește? Father. Tată. In Islam, God is not like us.
În Islam, Dumnezeu nu este ca noi. He's totally other. Este cu totul altfel. Whatever you can imagine God is like, that's what he's not like. Îi spun că orice mod prin care tu ți l-ai imagina pe Dumnezeu, să fii sigur că el nu este așa. You cannot relate to that God. Nu poți să relaționezi cu Dumnezeul acela. He is totally separate from us and he's all powerful and you can never dream of calling him father. El este totalmente separat de noi. El este diferit și el este un Dumnezeu pe care nu-l poți numi vreodată tată. And what am I trying to get you to do? Ce încerc eu să vă fac pe voi să faceți? Bring your Muslim friends to the Bible stories. Aduceți prietenii voștri musulmani la istoriile din Biblie. Start where the Muslim is. Începeți din locul în care se află acel musulman. Show him that you know what's in his book. Arătați-i că știți ce este în cartea lui. And then persuade him to read the full story. Și apoi încurajați-l să citească în Biblie continuarea, povestea întreagă. Now, I'm a realist. Eu sunt realist. And so was Jesus. Și așa era și Isus. Jesus told the parable of the four kinds of soil. Isus a spus pilda celor patru feluri de pământ. Some soil is like concrete. Un anumit sol este precum cimentul. You throw the seeds on the concrete and the birds eat it. Dacă arunci sămânța pe ciment, păsările o să mănânce. And some soil is like stony ground. Alt soi de pământ este precum pământul pietros. Just a little bit of dirt and the seed comes up and dies. E puțin pământ, dar când sămânța crește, se usucă și moare. And some seed falls among weeds in the field. Altă sămânță cade între spini pe câmp. And the weeds come up and choke the good seed. Și cresc spinii aceia și sufocă sămânța cea bună. And some falls on good soil. Și apoi altă sămânță cade într-un pământ bun. And bears a harvest. Și aduce un rod. Why did Jesus tell that story? De ce a spus Iisus istorisirea aceasta? Because he's evaluating his own ministry. Pentru că el își evalua propria sa lucrare. Did he convert everybody in his own time? I-a convertit el pe toți care au trăit în vremea sa? Did all Jerusalem ever come to Jesus? S-a întors vreodată tot Ierusalimul la Isus? Did he convert the priest? I-a convertit pe preoți? No, they killed him. Nu, ei l-au omorât pe el. Be real. Fiți realiști. So when you get a Muslim to come and read the Bible for Așadar, the first time, când ajungi să-l determini pe musulman să citească Biblia pentru întâia oară, you could have many different reactions. Poți să ai reacții foarte diferite. You Christians have corrupted the Bible. Oh, voi creștinii, spun ei, ați stricat, ați corupt textul Bibliei. Or, I've never heard this before. Sau o să spună, n-am auzit niciodată povestea asta. I'm going to have to go get the Muslim priest and see what Vreau he thinks. Vreau să mă duc să vorbesc cu un imam, cu un preot musulman și să-mi spună el ce gândește despre asta. Or, I never knew that was there. Sau poate o să spună, n-am știut că întâmplarea asta se găsește în carte. That's interesting. Asta e interesant. Or, sau, where can I get a Bible? O să te întrebe, de unde pot să fac rost de Biblie? Stimați telespectatori, sper că acest seminar pe care domn Măcăril a susținut la conferința de misiune Romiscon de la Valea Drăganului a fost deosebit de plăcut și bine primit și de către dumneavoastră, așa cum a fost de bine primit de către participanții la conferință. În speranța că emisiunile pe care noi le realizăm până la marginile pământului vă fac plăcere, vă invităm cu multă dragoste și bucurie și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, la revedere!